Spike, salut. Fost dansator în trupa Paraziții. După aia și-a făcut trupa lui, Spike Ghesu. Acești trupa Andrei ai hip-hopului românesc. Și la fel ca și fetele din trupa Andrei, unul a luat într-o parte, celălalt în cealaltă. Are stări de anxietate, bipolaritate, depresie, e trist, plânge din senin. Se pare că atunci când ai bani chiar le ai pe toate. Melodiile lui pe care eu le ascult cu plăcere sunt inspirate din realitate. Una dintre ele e Încerc și tot încerc. Se referă la lupta lui acerbă de a termina dracuată liceu. Ești cel mai morocănos om pe care l-am întâlnit eu vreodată. Deci omul ăsta e atât de morocănos încât sunt sigur că atunci când ai ieșit din maică ta, tu n-ai plâns ca ceilalți copii, ci te-ai plâns. Ne-am răzbioi! Nu vreau! E o mizerie! Unde vreau? Singurul rapper cu pisică. Singurul! Păi și e frumoasă, jur, e frumoasă! Și seamănă așa și aia e botoasă și morocănoasă. Vom distruge lumea, vom distruge lumea. Boris, pisica lui și o iubește foarte mult. Chiar o iubește foarte, foarte mult. Face poze cu ea, apar foarte apropiați. Nu zic că e pisica, nu zic. Că m-a rugat înainte de spectacol să nu zic treaba asta. Spike are un trecut sexual atât de dubios încât în Germania îi se spune herpes. Îl știți, îi ascultați muzica, e genul de om care te poate surprinde prin complexitatea gândirii, prin versuri extraordinare, dar când vine vorba de droguri e liniar, deci nu e. Spike seamănă mult cu aspiratorul meu, adică amândoi fac la fel de mult zgomot, sunt la fel de interesant și când vă praf trag tot. Mi-ești un prieten ok. Și chiar un prieten ok. Pentru mine Spike e ca Dumnezeu. Vă jur pe ce mai sunt. E ca Dumnezeu. Și unul și altul când îi rogi ceva te ajută. Fix. Și în încheiere vreau să spun că te iubesc și că ești la fel de nebun ca noi. Îl ai pe vino încoa și pe du-te mă.